Bună, mă numesc Roșu Dragoș Cristian, porecla mea este Istvan, așa sunt cunoscut ca și artist. Aș începe cu sunt un tânăr coregraf și dansator, dar probabil că nu mai sunt în acei ani tineri. Am 31 de ani și practic dans de 15 ani și profesionist, aș spune eu, de 10-9 ani. Provin dintr-un oraș foarte mic, din Piatra Neamț, mai exact, unde dansul nu era atât de dezvoltat, dar dorința mea și focul meu arzător m-a îndreptat spre capitală, unde am descoperit cu adevărat ceea ce îmi doream și am intrat la UNATC, la Facultatea de Teatru Dans, ca după aceea să merg în toate colțurile lumii să studiez dans, în New York, în Los Angeles, în Brazilia, și m-am întors în România, unde am vrut să-mi continui treaba și să evoluez eu ca și artist și să ajut pe alții să evolueze la rândul lor. Pot să spun că acest an a fost un an foarte, foarte definitoriu pentru artiști în general și a fost un an în care eu personal venind din 2019 cu multe proiecte, cu multe șanse, cu multe vise și făcând multe chestii ca și coregraf, teatru, făcând televiziune, având automat un suport foarte mare, o dorință foarte mare și vedeam că manifestam foarte multe lucruri, le puneam în practică, existau proiecte și ajutam foarte mulți oameni, ajutam foarte mulți tineri să se dezvolte și să aibă șansa pe care am avut-o eu la rândul meu. La un moment dat s-a produs un declic și am dat de o mare prăpastie. Eram în timpul unui proiect foarte important pe care îl coregrafiam la o televiziune și am fost închiși, efectiv. Am fost băgați în pandemie, am fost băgați în lockdown și în interiorul meu, eu îmi spuneam, nu, n-o să ne închidă, o să continui. Și nu prea a fost așa. Chiar am fost puțin șocat, adică de la toată mingea aia de întâmplări, de persoane, de conjuncturi, de lucruri minunate care se întâmplau și se dezvoltau, am ajuns așa la un stop. Cursuri, la fel, cursurile au fost și predam în timpul acesta, cursurile toate au fost încetate și a fost un test foarte mare pe care nu cred că l-am... Am mai trecut prin teste ca și artist, am reușit să cucerez de fiecare dată pentru că mi-am dorit așa de mult și pasiunea mea a fost atât de puternică. Ca să fac o paranteză, poate că un om normal nu trăiește așa de intens cum trăiește un artist, dar noi știm foarte bine că toată viața noastră este de două ori mai intensă decât viața unei persoane normale. Noi trăim totul la intensitate maximă pentru că trebuie să avem mai multă intensitate să le dăm și celorlalți care se uită la noi. Și atunci noi înmagazinăm foarte multă energie ca să o dăm la rândul nostru și ca să efectiv să facem fericiți pe ceilalți. Pe ceilalți care muncesc din greu, ca noi să existăm și noi, nu este ca un schimb, l-aș numi eu, ca un schimb de energie. Și în luna martie totul s-a oprit și această energie nu a mai circulat. Am încercat diverse metode, am încercat să îmi mut activitatea online, pentru că asta era singura posibilitate pentru noi. Nu a fost la fel și nu este la fel. Chiar dacă acum avem puțin mai multă libertate, nu suntem 100% închiși în casă, nu este același lucru. Cu siguranță nu este același lucru să fii pe scenă, să ai oamenii în fața ta, oamenii să primească direct mesajul tău, oamenii să vadă simțirea ta, trăirea ta, emoția ta, să o privească, să-ți privească corpul, să-ți privească, să vadă chestia asta în ochii tăi. Nu mai este acest contact direct. Suntem puși în fața unei sticle, cum suntem acum, cum vă vorbesc eu. Ceea ce nu este rău, ne adaptăm. Tot timpul putem să ne adaptăm. Dar, da, cu siguranță mi-este dor. Mi-este foarte dor de,
de momentele de pe scenă când împărțeam, când împărțeam această energie minunată cu publicul și cu prietenii mei, cu, cu colegii artiști din, din toate domeniile. Poate că vă gândiți că doar eu fiind coreograf și dansator, normal că activitatea mea se petrece pe o scenă, dar sunt mulți alți artiști de, de toate tipurile care experimentează chestia asta, pentru că și ei, la rândul lor, colaborează cu, între ei, și cu toții suntem destul de împotmoliți în momentul de față. Eu mă consider o persoană destul de pozitivă și n-aș putea să vă prezint totul ca pe o dramă, cu toate că de multe ori chiar poate fi privită ca o dramă. Și cred că un lucru foarte important este să ne adaptăm și am încercat diverse soluții până acum, iar soluțiile acestea ale mele m-au dus la reprofilare în, în contextul acesta general. M-am gândit de, de, din martie până încoace, am cântărit foarte mult situația și cred că am, am început să caut alternative. Cred că ăsta este răspunsul, alternativa. Pentru că încerci, dar trebuie să și trăiești. Nu, adică nu este doar totul roz și banii vor veni. Dacă nu faci ceva, dacă nu produci ceva, atunci banii nu vor veni și toată lumea are nevoie de bani. Este, este clară situația. Imaginați-vă că noi lucrăm cu corpul nostru. Imaginați-vă că noi ne întreținem corpul cât de bine se poate și avem grijă prin alimentație, prin exerciții, prin întreținere, dar chiar și așa bateriile noastre la un moment dat se consumă și te face să te gândești cât timp mai am, cât timp mai am până când voi trebui să spun stop la, la ceea ce am iubit dintotdeauna și ceea ce mă reprezintă și cu ceea ce mă identific cu adevărat. Este un gând pe care atunci când ești mai tânăr poate nu ți-l pui, dar odată cu trecerea anilor intervine acest gând care câteodată poate fi chiar deranjant. Și da, și asta, și din, și din, din cauza asta cred că a intervenit și gândul reprofilării. Dar mi-ar plăcea foarte, foarte mult și încerc să stau cât de mult în sfera artistică, pentru că odată ce ai gustat din acest, din această mâncare, din acest drog, ca să-i spunem așa, nu mai poți să ieși. Tot vrei să ai o conexiune, că este video, foto, muzică, producție de chit că ești coreograf și continui doar prin a crea și nu a reprezentat-o prin corpul tău, dar cu siguranță arta este... Cred că arta este o scânteie care ne menține pe toți în viață și ne dă forță și ne dă speranță. Cred că fără artă am fi foarte triști. Imaginați-vă doar să nu puteți auzi muzică, să nu ascultați niciun fel de muzică, să mergeți la petreceri și doar să vorbiți, să nu dansați, să nu vedeți un film. În perioada asta, cu siguranță, toți ne-am uitat la filme non-stop. Imaginați-vă cum ar fi să nu existe actori, să nu existe regizori de film. Așa că, pentru mine, arta a fost dintotdeauna și este în inima mea și este... Și aș prefera să rămân în artă și să continui să dau mai departe la rândul meu.